Cetatea medievală a Severinului se află printre cele 9 obiective turistice din categoria castele, palate, cetăți și fortărețe, distinse cu premiul Recenzia de Aur 2023. Cele peste 4.000 de recenzii favorabile cu un rating total de peste 4,6 stele reprezintă o încununare a eforturilor autorităților locale. Alături de Castelul Peleș, Palatul Culturia și Bastionul Maria Tereza, Cetatea Medievală Enisala, Cetatea Oradea, Castelul Carolinii, Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Albă Carolina, Cetatea Medievală a Severinului a obținut Recenzia de Aur 2023. Obiectivul proiectului Google Recenzia de Aur este de a face vizibile cele mai apreciate monumente istorice din Europa Centrală și de Est, iar orașul nostru, alături de Cetatea Medievală a Severinului, sunt mândri să facă parte dintr-o companie atât de selectă. Clasamentul include pe lângă România și alte țări precum Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Croația. Cele peste 4.000 de recenzii favorabile cu un rating total de peste 4,6 stele reprezintă o încununare a eforturilor autorităților locale de a atrage un număr cât mai mare de turiști atât prin acțiunile de promovare cât și prin implementarea de proiecte care să valorifice patrimoniul cultural atât de bogat al Severinului. De la începutul anului și până la data de 31 iulie, municipiul nostru a atras 10.000 de turiști din toate colțurile țării, dar și de peste granițe, un număr care suntem convinși că va crește și care ne arată faptul că Severinul turistic se află pe un drum bun.